Salutare, prieten drag, și bine ați venit din nou în bucătăria mea, Bucătărește cu Rodica! Astăzi vom face un desert foarte ușor de pregătit și fără coacere. Vom face prăjitura floare de mușcată. Deci să începem cu prima cremă. Pentru prima cremă vom avea nevoie de 100 grame sos de zmeură pe care o vom pune într-o crăticioară. Vom mai adăuga 70 de grame de zahăr, 25 grame amidon de porumb, amestecăm. Iar acum vom adăuga 200 ml de lapte și amestecăm. După care această compoziție o vom fierbe până se îngroașă, amestecând continuu. După cum vedeți, compoziția noastră s-a îngroșat, acum o vom lua de pe foc și vom adăuga în această compoziție 60 de grame de unt și amestecăm. Următorul pas, vom transfera această cremă într-un bol, vom acoperi crema cu folie de plastic, după care o vom lăsa să se răcească la temperatura camerei. Și ne vom ocupa de cea de-a doua cremă. Pentru cea de-a doua cremă vom avea nevoie de 80 de grame de zahăr, 25 grame cacao, 30 grame amidon de porumb, amestecăm foarte bine, după care vom adăuga 300 ml de lapte și amestecăm. După care această compoziție o vom fierbe până se îngroașă, amestecând continuu. Crema noastră s-a îngroșat, acum o vom lua de pe foc. Uitați cât de bine arată, iar acum vom adăuga 60 de grame de unt și amestecăm. Iar acum vom transfera această cremă într-un bol. Vom acoperi crema cu o folie de plastic și o vom lăsa să se răcească bine la temperatura camerei. Înainte de a folosi aceste creme, trebuie să le mixați înainte aproximativ 2 minute. Uitați cât de bine arată, este foarte cremoasă și foarte bună această cremă de ciocolată. Următorul pas, vom avea nevoie de un platou, un inel de 16 cm pătrat, biscuiți cu cacao, vom așeza primul strat fără să muiem biscuiții în lapte, așa cum vedeți că procedez eu. Iar acum vom turna crema de ciocolată. O vom întinde frumos pe toată suprafața. După care vom pune un strat de pișcoturi. Dar atenție, aceste pișcoturi le vom înmuia în lapte. Iar acum o vom da deoparte și vom mixa și cea de-a doua cremă. Nu uitați, acest pas este important. Iar acum o vom turna peste pișcoturi, după care o vom nivela frumos pe toată suprafața pișcoturilor.
Iar acum vom pune un strat de biscuiți, dar atenție, ultimul strat de biscuiți îi vom înmuia puțin în lapte. Și vom așeza frumos pe cremă, așa cum vedeți că procedez eu. Vom acoperi prăjitura cu folie de plastic și o vom da la frigider pentru 3-4 ore. Iar acum vom pregăti glazura. Pentru glazură avem nevoie de 2 grame gelatină, 20 ml apă rece. Amestecăm și o dăm deoparte. Într-o crăticioară mai mică vom adăuga 35 ml apă, 30 ml frișcă lichidă, 45 grame zahăr, amestecăm, după care în această compoziție vom cerne 15 grame cacao. Și amestecăm foarte bine. Când ajunge această compoziție la fierbere, vom lăsa să fiarbă aproximativ 2 minute. După care o vom lua de pe foc, o vom lăsa să se răcească 5 minute, după care vom adăuga gelatina și amestecăm. Iar acum această glazură o vom trece prin sită. Și o vom lăsa să se răcească până la temperatura de 35 de grade Celsius, amestecând din când în când. După care vom scoate prăjiturica de la frigider și vom turna glazura peste prăjitură. După care vom da prăjitura la frigider o oră. Vom scoate prăjitura cu grijă din inel. Voi decora pe margini cu glazura rămasă. Iar acum eu voi decora această prăjitură cu flori de mușcată, sunt flori comestibile și alte tipuri de flori și zmeură liofilisată. Dar, cum v-am spus, puteți să decorați această prăjiturică fiecare cum dorește. Și gata va fi prăjiturica noastră, floare de mușcată. După cum vedeți, este o prăjitură foarte ușor de pregătit și este un deliciu. Deci, spor la treabă! Și dacă v-a plăcut, dați-mi un like, distribuiți, abonați-vă și nu uitați să activați clopoțelul. Vă pup și numai bine! Ciao!